seara. Bună seara. Bună seara, Emilia. Bună seara. Când m-au sunat să mă întrebe dacă vreau să vin la acest roast, chiar m-am enervat și am zis, mă, dacă voi chiar nu mai aveți pe cine să chemați, la care mi-au răspuns foarte sincer, nu, chiar nu mai avem pe cine să chemăm. Ideea e că mie nu-mi place să spun răutăți despre oameni și am întrebat dacă pot face un roast în care să nu spun răutăți. Și ei mi-au răspuns dacă mă pot plăti fără să-mi dea bani. Da, e o glumă, normal. E o glumă. Noi, actorii, nu facem meseria asta pentru bani. O facem pentru că vrem să trăim 1000 de vieți într-una singură. Și pentru că scena e magică. Și pentru că oamenii care se uită la noi sunt vitali. Și pentru încă multe alte lucruri pe care numai un artist le-ar putea înțelege. Tocmai de aceea se uită în felul ăsta la mine acești jurați, neînțelegând nimic. Exact asta nu vreau să fac, să zic ceva rău de oameni. Aș prefera să vorbesc despre lucrurile frumoase pe care le-ați făcut. Pentru că răutăți poate spune oricine. De exemplu, Mihai, nu știu dacă știe multă lume, Mihai a salvat un suflet. Poate a salvat mai multe, dar eu știu doar de unul singur. A aflat de o doamnă care și-a pierdut casa, adică banca i-a luat casa. El a luat-o la el acasă, adică s-a oferit să-i dea adăpost. Femeia era realmente disperată. Da, ca de altfel orice femeie care intră în casa lui Mihai, o condiție esențială. Ei, nu, hai, gata, nu, gata, stai liniștit. Dacă n-ai întâlnit încă femeia potrivită pentru tine, n-ai nicio șansă să o găsești vreodată. Mă rog, la un moment dat a întâlnit-o, dar fata a zis că vrea să-l verifice și l-a pus să aștepte o lună. Ori singura situație în care Mihai ar aștepta o lună ar fi dacă fata ar avea 17 ani și 11 luni. Mă rog, uite, vezi? Deci, nu, n-am vrut să zic asta și de-aia n-am vrut să vin. Pentru că nu-mi place ce fac, nu-mi place să spun răutăți. Asta e, uitați tot ce am zis. Mihai, o să întâlnești o fată frumoasă, deșteaptă exact așa cum îți dorești tu. Perfectă pentru tine, cu care ai să te însori, dacă o să... cu care ai să te însori, dacă o să vă lase peștele ei. Hai, gata! Nu mai zic nimic. Gata, nu mai citesc ăsta. Pe bune. Nu! Vă rog să-mi aduceți alt text, dacă se poate. Se poate? Nu se poate. Vă rog să-mi aduceți alt text. Nu știu, ceva scris de Cioran, mai inteligent, așa. O să citesc rar de Lia, așa ca tine. Stai liniștită. Hai! Gata, hai că nu mă pot abține. Deci... E totuși o drăguță și o amabilă și o... Dar aici nu se umblă pe vârful. La rău. Stai să vedem. Ce să vă spun, că am jucat în viața asta cu actori mari. Am jucat cu Florian Pitiș, o nebunie de om și ce talent. Am jucat cu Horațiu Mălăele. Here it goes. Am jucat cu Horațiu Mălăele, da. Da, o nebunie, o... Am jucat chiar și cu Mihai Bendeac. L-am avut partener de scenă pe Ștefan Bănică, senior, actorul. Ștefan Bănică junior nu mi-a fost doar partener, a fost fratele meu de scenă, Bănică și Popeasca. Am făcut un cuplu frumos. Iar dacă vă amintiți de momentele noastre... Înseamnă că sunteți în grupa de risc pentru coronavirus. Da. Da. Rar un om cu asemenea carismă ca Ștefan Bănică junior. Mă rog, lumea ne tot cupla, dar singura noapte pe care am petrecut-o împreună a fost a 12-a noapte, în 2003, la Teatru de Comedie. Frumos! Ce construcție! S-a dat cu manta Teatrului Românesc. E pe subtil aici. E pe bine, e pe frumos. E pe, da. Na, ce să vă spun mai mult? Să vă iubiți și să fiți mai buni, să construim o lume mai bună. Domnule Chelu. Ah, ce bine că nu văd. Sunteți evident un om inteligent și se vede că ați citit niște cărți. Oh, ce jignire. Hai că am început jignirile. Am ascultat și versurile ultimei piese, Lumina de la capătul tunului. Chiar am ascultat-o. Și mi-am dat seama de subtilitățile de care sunteți capabil. Sunt niște versuri sociale, pline de miez. Da.
Pentru mine sunteți ca intelectualii aceia interziși de pe vremea lui Ceaușescu. Și mă mir că nu vi s-a interzis opera încă, eu aș fi făcut-o de mult. Am zis de la început că nu-mi place să fac glume, bășcălie despre oamenii pe care îi admir. Arta în toate formele ei este benefică întotdeauna și pentru societate. Orice formă de viață care încearcă să creeze ceva merită să fie menționată. Așa că o voi menționa. Dan Badea! Eram sigur, doamnă! Dan Badea e actor. L-a avut profesor pe Marele Demrădulescu și iată că și un mare actor și profesor ca Demrădulescu poate da greș cu cineva. Asta a fost o glumă, Dane. E o mare performanță să fie cineva în preajma lui Demrădulescu și să nu se prindă nimic de el. Bravo! Îl mai salut și pe Șerban Copos, care știu că este undeva pe aici, dornic să fie și el băgat în seamă, din păcate. În același timp e băgat și în multe alte lucruri pe care nu și le-ar fi dorit. O spun cu toată admirația, Șerban, nu te-am cunoscut până astăzi și sper ca pe viitor să nu se schimbe nimic. Vă iubesc. Vă admir. Bravo. Și dacă am supărat pe cineva, îmi doresc să găsească puterea ca în inima lui să recunoască adevărul. Ei. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!